copilul nu mergea, mergea doar pe fund, pentru că suferința lui a fost în substanța albă. Acolo, între substanța cenușie, unde se produce comanda, că el înțelege absolut tot, dar nu poate să facă. Deci exact calea dintre centru și periferie era întreruptă. Și exact acolo s-a produs repararea. El ar fi putut să meargă dacă ar fi putut să transmită ce vrea să facă, dar el nu putea să facă. Deci, iar acum este nebunit că merge. Se urcă, se cațără, nu vrea deloc să stea într-un loc închis, vrea să alerge, a venit pe aici și n-a vrut deloc să intre în birou. Tot timpul a alergat pe hol cu mine de deget, că nu, îi dau încă degetul și îl las să se desprindă el când vrea, pentru că nu vreau să cadă, să se sperie. Deci embrionul s-a format normal, deci s-a dezvoltat normal și a suferit în ultima lună când se perfecta sistemul nervos. Atunci nu s-a finalizat, exact. Deci la el repară suferința și finalizează structurile care nu s-au finalizat. Deci are șanse să se vindece chiar complet. Nu are avea altă șansă. Cu ce să repari creierul? Când toți profesorii la care am fost și pe peste tot au spus că creierul este suferința, stafidit, substanța albă, cu alte cuvinte, ca să înțelegeți, și pe acolo nu mai trec influxurile. Da, un zid. Între ce vrei să faci și ce poți să faci. Da. Și tot spectacularul la acest copil este că el arată perfect. Deci el arată ca un copil perfect normal. Pe el, dacă îl vezi jucându-se, nu vezi nimic în neregulă la el. Pentru că el nu a avut suferința la început când se forma embrionul. Primele 6 luni au fost perfecte. A stat în fund, a ținut capul, un bebeluș perfect. Deodată n-a început să se ridice, n-a putut. Deci exact când s-a trebuit să se folosească de capacitatea creierului de coordonare și de transmisie, atunci s-a văzut. Deci a gângurit, a ținut capul, deci absolut tot. Doar stăteam frecvent cu el. Nu se vedea nimic. Și când spuneam la colegii mei, nepoțelul meu, uite, are probleme, ce mă fac? Stai liniștită că până la 2 ani îți merge, nicio problemă. Și eu mă gândeam că nici nu mi-aș fi imaginat vreodată, că, mai ales că el a avut 9 la naștere nota. Deci el n-a avut... Cu toată suferința cunoscută. Da, a respirat bine, s-a hrănit bine, n-a avut nicio problemă. Care să-mi spună că copilul nu va merge și nu va vorbi. Mie, știți ce mi-a spus profesorul? Și asta ar fi fost important să știm. Mi-a zis în felul următor. Ați venit la timp. Este foarte important să mergem cu copilul cât mai mic. Pentru că structurile creierului se repară cu viteză foarte mare cu cât este mai mic. Până la 3 ani, cu viteză foarte mare, până la 5-6 ani, cu viteză mare, până spre 11 ani se termină repararea creierului. După 11 ani nu mai ai ce face. Mi-a spus, dacă copilul ar fi avut 5-6 ani, nu mai încercam. Deci vă dați seama ce însemna ca eu să nu fiu medic, să nu intru în posesia informațiilor, că nu este genetic, dosarele așa sunt imense de investigații. Și la clinică în București, la doamna profesor, la neurologie pediatrică, când am fost, au zis, Doamne, dar n-am văzut niciodată un copil mai investigat în viața mea. Dacă nu s-ar fi făcut toate acestea în timpul alert și nu aș fi apelat în timp, copilul nu s-ar mai fi putut repara, pentru că nu mai are capacitate creierul să repare structuri atât de importante. Poate să repare, să zic, după un accident, poate să repare după traumă în timpul vieții, dar nu ceva din timpul sarcinii. Știți, de aceea este foarte important ca copiii să fie trimiși cât mai de mici, pentru că după 5-6 ani de zile șansele sunt reduse. Se fac îmbunătățiri, dar limitate. Deci importantă, de fapt, este recomandarea medicului, că părintele nu se prinde. Nu știe părintele, nu știu nimic. Vin cu copiii și de 5-6 ani de zile la mine, cu retard, care nu merg, care nu vorbesc, și întreb, care e diagnosticul? Retard. Da, dar cauza? E genetică, nu-i genetică? E recuperabilă, nu-i recuperabilă? Ce v-au spus? Nimic. Să facem recuperare, că asta este. Faci recuperare, sigur că da. Că nici și noi facem dublu. Mi s-a recomandat să dublăm recuperarea. Ca aceste celule să fie puse la treabă. Știți? Pentru că funcția creează organul. Dar trebuie să pui și acolo ceva ca să stimulezi. Nu?
să dai capacitate creierului să se refacă. Am văzut pe internet că circulă tot felul de informații referitoare la reacțiile adverse, că nu-i suficient cercetat și că ar putea ca aceste celule să fie purtătoare de gene oncogene, de declanșare de cancere sau alte boli autoimune sau de alte reacții adverse. Când un părinte ajunge să apeleze, este un caz disperat, da? Ca și cancerul. Când te duci să faci citostatic sau radioterapie, nu știi că ai reacții adverse? Și se duc toți în masă, sunt 3 în 4 la spital. Când ești într-o situație în care n-ai alternativă, îți asumi un risc. Sigur că da, nu? Deci orice facem, și când te duci să faci o operație, nu semnăm noi cu mâna noastră că ne asumăm riscul să și murim în timpul operației? Pentru că n-ar mai opera niciun doctor altfel. Orice medicament are și reacții adverse. Deci nici o clipă nu m-am gândit să las copilul fără acest tratament, că există un risc. Eu așa gândesc că este etic, deontologic, și că fiecare medic ar trebui să considere că oricând i se poate întâmpla și lui ceva, pentru că și noi suntem oameni, suntem expuși la aceleași riscuri și ar trebui să recomandăm, pentru că medicii, vă spun eu, cei mai mulți recoltează aproape toți celule STEM la copii. Știu de la medicii ginecologi.